Împărăteasa Elisabeta a Austro-Ungariei era o suverană atipică. Era cu adevărat iubită de supuși. Nu îi plăcea rigoarea curții imperiale. Adora compania oamenilor de rând și organiza multe acțiuni caritabile. Prefera Republica în locul monarhiei. Acest lucru nu cădea prea bine nimănui la curte, dar mai ales soțului său. Franz Iosef era un suveran autocrat care domina fără parlament, fără constituție și fără prim-ministru și se baza pe forțele militare și polițienești de care dispunea. Împăratul era atât de diferit de frumoasa lui soție. Deseori ea intra în casele necunoscuților și înopta acolo, motiv pentru care la un moment dat, după ce o bătrânică refuzase să o primească și chiar reclamase că o necunoscută a încercat să-i violeze domiciliul, împăratul i-a scris: "Mă bucur că indigestia de la Nisa a trecut atât de repede și că nu ai luat și o bătaie de la bătrână, dar la un moment dat se va întâmpla și asta, pătrunzi nepoftită în casele oamenilor." Sisi nu s-a liniștit, a continuat să exploreze lumea și a continuat să viziteze neanunțată inclusiv alte curți regale. În anul 1898, împărăteasa a plecat incognito la Geneva. La ora 13:15, într-o sâmbătă, pe 10 septembrie 1898, suverana cu contesa Irma Zatarai a plecat de la hotel pentru a lua vaporul spre Montreux. Deoarece nu îi plăceau procesiunile, suita sa plecase deja cu trenul. În timp ce doamnele mergeau pe stradă, Luigi Lucchini, un anarhist italian în vârstă de 25 de ani, s-a prefăcut că se împiedică, reușind să o înjunghe pe Sisi cu un pumnal improvizat. Inițial, italianul, născut la Paris și crescut într-un orfelinat, dorise să-l omoare pe ducele de Orléans, dar acesta plecase din Geneva. În ziar, citise că împărăteasa Austriei era în oraș, așa că a început să o caute ca să o ucidă, deoarece dorea să dea un exemplu acelora care suferă și celor care nu fac nimic pentru a-și îmbunătăți poziția socială. Nu conta ce suveran era. Nu am lovit o femeie, ci o împărăteasă. Coroana era ținta mea. După comiterea faptei, Sisi a reușit să se urce pe vapor, dar a leșinat în timp ce vasul ieșea din port. Contesa Zatarai i-a deschis haina pentru a putea respira. Elisabeta și-a revenit, iar însoțitoarea a întrebat-o dacă are dureri. Împărăteasa a răspuns că nu. Elisabeta a întrebat apoi ce s-a întâmplat și a leșinat din nou. Însoțitoarea a remarcat o pată roșiatică în zona pieptului. Alarmată, contesa a dezvăluit identitatea victimei și capitanul vasului a întors embarcațiunea în port. Pe o targă improvizată, suverana a fost dusă la hotel. Când a fost mutată de pe targă în pat, era clar că murise. Fanny Mayer, soția directorului hotelului, îi auzise ultimele două respirații pe măsură ce era dusă în cameră. Au sosit doi doctori și un preot, dar tot ce s-a putut face a fost constatarea decesului la ora 14:10. Toată lumea a îngenunchiat și a început să se roage pentru sufletul lui Sisi. Contesa Zatarai i-a închis ochii și a împreunat mâinile. Murise cea care fusese împărăteasa Austriei pentru 44 de ani. Franz Iosef a primit o telegramă în care a aflat de moartea soției sale. Prima sa teamă a fost că se sinucisese, dar la a treia depeșă s-a liniștit. Asta era marea problemă a împăratului, dacă își luase viața sau nu. La autopsie s-a constatat că Sisi, deși fusese înjunghiată mortal, mai putuse trăi datorită corsetului care oprise parțial hemoragia. Dacă arma crimei nu ar fi fost îndepărtată, împărăteasa ar mai fi trăit câteva zeci de minute. Legistul a fotografiat rana și a predat-o procurorului general al Elveției, care a distrus-o împreună cu instrumentele autopsiei, totul la ordinele lui Franz Iosef. Pe măsură ce Geneva era cuprinsă de doliu, trupul lui Sisi era așezat într-un triplu sarcofag, două coșciuge interioare din plumb și unul exterior din bronz.
Marți a sosit un reprezentant al lui Franz Josef, a identificat oficial trupul împărătesei pentru ca apoi sarcofagul să fie sigilat. Miercuri dimineața, trupul ei a fost dus la Viena cu trenul. Pe coșciug a fost scris Elisabeta, împărăteasă a Austriei. Maghiarii au fost nemulțumiți, astfel că în grabă a fost adăugată sintagma și regină a Ungariei. Întreg imperiul austro-ungar era în doliu. La funeraliile lui Sisi au fost prezente 82 de capete încoronate și nobili de rang înalt. Din 17 septembrie 1898, împărăteasa Elisabeta își doarme somnul de veci în cripta imperială a Bisericii Capucinilor din Viena. Lucchini a fost prins la scurt timp după atentat. Arma apucase să o arunce, aceasta urmând să fie găsită a doua zi. Italianul plănuise să-și cumpere pentru crimă un stilet, dar nu avusese 12 franci pentru a-l achiziționa. De aceea a ascuțit o pilă de 10 cm pe care a înfipt-o într-un mâner improvizat dintr-un lemn de foc. Lucchini a fost adus în fața tribunalului din Geneva în octombrie. Nemulțumit că în Geneva fusese abolită pedeapsa cu moartea, a scris o scrisoare în care cerea să fie judecat după legile cantonului Lucerna, unde pedeapsa capitală era în vigoare. Scrisoarea o semnează Luigi Lucchini, anarhist, unul dintre cei mai periculoși. Deoarece Sisi era considerată drept un personaj mult prea blând, inofensiv pentru a fi ucisă, inițial s-a luat în considerare luciditatea atacatorului. Chiar împăratul Franz Josef a spus: "Nu înțeleg cum acel om putea să atace o asemenea femeie care și-a dedicat viața faptelor bune și nu a deranjat pe nimeni." Lucchini a fost declarat apt psihic și judecat ca un criminal de rând, nu ca unul politic. A primit temniță pe viață și i s-a interzis să vorbească public despre fapta sa. Pe 20 februarie anul 1900, cu o cheiță de la o conservă de sardine, a încercat să se sinucidă. Pe 16 octombrie 1910 s-a spânzurat cu o curea după ce un gardian i-a confiscat și distrus autobiografia.